Dați să aplicăm masca din papaya. Iată așa. O porție. Și iarăși vă zic că experimentez. Acum sunt în perioada de experimentare a fructelor exotice. Cei care mă urmăresc, ați văzut masca cu avocado, masca cu mango, masca din Nutella. Toate sunt măști care le experimentez acum când mă aflu în Canada. Și iată, deoarece merg mult la soare, merg la bronzat, cu copii, la strupitori. Ah! Vreau să încep astăzi de aici, nu știu de ce, ca să-mi strângă zona T. Pentru că astăzi o mască, această mască este mai mult anti-rid și de menținerea bronzului. Papaya conține beta-carotine, conține vitamina C, conține potasiu, are multe fibre și vreau ca să-mi hidratez tenul, vreau ca să-mi hrănesc tenul și să-mi mențin și bronzul. Așa, mi-am aplicat pe zona T, fiindcă când voi aplica strat după strat, zona T se va usca și îmi va strânge și porii din această zonă. Aplicăm decolteul, o aplic cu măști circulare, fiindcă conține gălbenuș și ca să nu se împrăștie, să se țină mai bine, așa îmi vine mai bine. Vreau să vă zic că este foarte plăcută, foarte finuță și delicioasă. Fructul papaya se mai numește și fructul îngerilor. Femeile din Japonia, de la Orient, îl folosesc ca contraceptiv, fiindcă reglează metabolismul progesteronului. Și că luați aminte, cei care sunt în perioada reproductivă și care vă doriți metode contraceptive naturale, dar desigur că e mai bine să naștem copii, să avem copii, să avem nepoței, să se mulțească națiunea. Ok? Vai! Ce bronz frumos voi avea! De fapt că în Canada acum este foarte mult soare și se mai proponizează și mai avem încă planuri, mai avem planuri de plecat la bronzat. Vom pleca la lacul Ontario, unde îi vom bronza. Și acum pentru mine este o pregătire. Așa, vom lăsa masca 15-20 de minute, chiar și jumătate de oră, pentru a ne strânge. Pentru cei cu piele sensibilă, puteți să lăsați masca până la 10 minute. 5-10 minute. Dacă aveți un ten acneic, adăugați în mască 5-10 picături de suc de lămâie. Dacă doriți să folosiți papaya, că mi-a căzut o picătură aici. Dacă vă doriți să aveți un efect exfoliant, aplicați miez de pulpă de papaya și cu mișcări circulare faceți-vă un exfoliant. Se poate de adăugat și miere, dar eu am decis, fiindcă tenul meu s-a uscat un pic de atâta bronz, să adaug doar aceste trei ingrediente. Am aplicat cu tamponașul de vată, ca mai apoi să-mi aplic, iată așa e aici, că eu voi sta culcată. Dați că nici nu. Iată așa îmi place chiar să aplic. Dați să aplic, iată așa e. Așa.
unde sunt riduri, mai e... Și chiar așa vom face. Oh, super! Nu știu, mie îmi place așa să aplic și să mă culc. Stau culcat așa. Ai, super!